Dragobetele are rădăcini în legendele și credințele magice ale strămoșilor daci. Era o zeitate tânără care aducea dragostea la început de primăvară, patronul tinerilor aflați în căutarea iubirii și a sufletului pereche. Dragobetele, pe care l-am reînviat odată cu multe tradiții frumoase după căderea comunismului și pe care îl sărbătorim pe 24 februarie, pare să fie una dintre cele mai vechi ființe magice din tradițiile și obiceiurile românești. Iar ziua în care este sărbătorit reprezintă cea mai veche sărbătoare de primăvară, care marca începutul unui nou an agricol. Dragobetele sărută fetele, spune o vorbă populară care păstrează esența celei mai vechi sărbători de primăvară. Este ziua iubirii și a logodnei, începutul unui nou an care trebuie să unească destine și să aducă spor în casă. Deși majoritatea tinerilor își sărbătoresc iubirea pe data de 14 februarie, când este Valentine's Day, mai găsim tineri care cred că pentru poporul român o zi cu însemnătate este cea în care se sărbătorește dragobetele. Cum vi se pare această sărbătoare în comparație cu data de 14, când este practic dragobetele, dar la cei străini? Păi e o sărbătoare cu tradiție, deci pentru noi preferăm să are sărbătorim mai multă semnătate, da, decât cea de pe 14. De așa ne gândim. Cu toate acestea, domnul din imagine povestește cu nostalgie că această sărbătoare și-a pierdut farmecul odată cu trecerea timpului și oamenii nu se mai distrează la fel cum o făceau cei mai în vârstă dintre noi în perioada tinereții lor. Pe timpul când eram flăcău, erau alte puse la dispoziție de dragobete, de sâmbătă, duminică, discoteci, tineri în aer liber, era o frumusețe. Și ce ofereați fetelor? În primul rând, la cofetărie, ca să le îndulcim. Ca să le ducim și să le sucim mințile. Era frumos. Dragobetele era un fel de ființă mitologică, un zeu protector al iubirii și al tinerilor și se pare că l-a moștenit chiar din legendele și poveștile dacilor. Mergând pe firul lor, el poate fi asemuit cu fiul Dochiei, un tânăr năvalnic, viteaz, care le fura inima fetelor și care îi ajuta pe flăcăi să-și găsească iubirea, așa cum o făcea Eros în legendele grecilor antici. El mai poate fi asemuit lui Cupidon din mitologia romană, un fel de gardian al dragostei, înzestrat cu puteri miraculoase, care putea face pe oricine să se îndrăgostească dacă îi trimitea o săgeată plină de iubire direct în inimă. Dar dragobetele nostru avea o misiune mult mai complexă la început de primăvară. El dădea tonul din văzduh la nunta păsărilor și animalelor. El trezea natura la viață și răspundea căldura soarelui să iasă florile și să înmugurească pomii.